La Spitalul CFR din Drobeta Turnu Severin funcționează nu de mult timp o secție de gastroenterologie. Până acum, pacienții cu afecțiuni digestive erau tratați la medicină internă. Ca urmare a cererii tot mai mari din partea pacienților și a medicilor de familie, s-a creat această secție specială cu aparatură performantă. Folosim un turn de endoscopie produs de un mare producător japonez, Olympus, printre cele mai renumite. Facem proceduri endoscopice, colonoscopie și gastroscopie, atât exploratorie cât și intervențională. Este o aparatură modernă? Da, este printre cele mai moderne. Spitalul CFR deține un compartiment special care deservește patologiile din spectrul gastroenterologiei. Intervențiile aferente se realizau în trecut doar în cadrul secției de medicină internă, iar pentru investigații mai amănunțite, pacienții erau nevoiți să apeleze la alte unități din țară. Acum spitalul are un astfel de compartiment creat ca urmare a adresabilității crescute în ultimii ani. Efectuăm colonoscopii, gastroscopii. Putem evidenția de altfel și diagnostica anumite patologii, de exemplu screening-ul cancerului colorectal. Putem efectua intervențional polipectomii, ligaturi. În noul compartiment întâlnim o asistentă medicală care a lucrat la Londra pe această specializare. Ea spune că se bucură de tot sprijinul aici și încearcă să introducă în Spitalul CFR modalități de îngrijire a pacienților care se practică peste hotare. Este puțin diferit, dar nu este o mare diferență. Bineînțeles că Londra nu se compară cu România, dar consider eu că putem să aducem un plus de bine Spitalului CFR cu experiența care o am de 9 ani de zile la compartimentul de gastroenterologie. O să începem din iunie-iulie să facem și terapeutic. Sperăm să primim și un program pentru colonoscopie de screening cu scoaterea polipilor și așa mai departe. La fel pentru compartimentul de gastroenterologie pe partea de hepatologie și plus pe partea de bowel screening, adică pentru cei care au simt colon iritabil, vrem să facem un screening de viitor. Așa că cu cea mai mare încredere severinenii se pot adresa către noi. Spitalul CFR a trecut prin numeroase etape de reabilitare și reorganizare în ultima perioadă. Având în vedere solicitările foarte mari din partea și trimiterile din partea medicilor de la medicină internă și chirurgie spre specialitatea respectivă, am găsit soluția să înființăm un mic compartiment prin care să facem exploratoriu și operațional în partea de endoscopie. Ce înseamnă acest compartiment pentru spital? Va fi considerată o noutate prin faptul că facem endoscopiile și colonoscopiile sub sedare. Pacienții nu mai sunt nevoiți să meargă într-un alt spital, chiar într-un alt oraș pentru aceste explorări pe diverse patologii. Toate investigațiile sunt decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate prin intermediul unei trimiteri de la medicul de familie sau a medicului specialist.